Și duce cu unul. Delfinii care au ajuns la malul mării în Bulgaria i-au îngrozit pe biologi. Aveau pielea arsă pe suprafețe mari și foarte mari, iar rănile ce le aveau pe corp nu le dădeau șanse de supraviețuire. Mamiferele erau dezorientate și incapabile să-și mai găsească drumul către larg. Singura explicație probabilă fiind arsuri cauzate de fosfor, practic un element care arde și sub apă. De asemenea, delfinii ar mai fi afectați și de poluarea fonică produsă de flota rusească, de zgomotul motoarelor și de bombardamente. Alții sunt speriați de sonare, de bombe și ajung pe litoralul românesc sau bulgăresc, unde nu găsesc hrană, unde temperatura este încă prea rece și pierd, suferă. Din păcate, niciunul dintre cetacee, care cel mai probabil nu s-au hrănit de mai multe zile, peste 10 estimăm, având în vedere grosimea țesutului adipos, nu au șanse de supraviețuire. Toate acele leziuni produse, interne și externe, sunt în timp incompatibile cu viața. În ultimele zile, mai mulți delfini au ieșuat atât pe țărmul bulgăresc cât și pe cel românesc. Un astfel de mamifer a fost văzut la mal și în Mangalia. Toate cele 4 exemplare aveau plăci la nivelul corpului, unde sunt atât embarcațiuni, atât vapoare militare, cât și submarine, putem spune că acestea sunt un rezultat direct care afectează cetaceele. De la începutul invaziei, numai în Turcia au fost numărați 80 de delfini morți. Pe locul 2 este Bulgaria. În fuga lor spre litoralul românesc sau bulgăresc, mamiferele găsesc tot mai puțină hrană, ajung la mal răniți și înfometați. După ei și cârdurile de delfini. Fie că sunt marsuini, afalin sau delfin comun, toți urmăresc bancurile de pești, însă găsesc războiul. Găsesc războiul, mulți sunt răniți și pierd acolo. Numărătoarea delfinilor, făcută în 2019 printr-un proiect european, a arătat că 70% dintre aceștia sunt în nordul și vestul Mării Negre. Dacă conflictul va continua, ar trebui să ne așteptăm la mult mai multe exemplare eșuate, vii și moarte. Oamenii de știință se plâng de faptul că nu pot face nimic în această privință, pentru că nu există protocoale pentru protejarea animalelor pe timp de război.